rezolvat problema și a luat cărnatul după ea. Sper că nu mă lași de data asta pe acolo. Băieți, cu cât ne ducem spre Radovan mai mult, cu cât ajungem mai aproape de pădure, cu atât începe ceața să fie mai densă. Nu știu cât se vede de bine acolo, dar avem și o lună plină, deci mai de capul meu toate într-o seară în acest vlog. Suntem aici, uitați, pădurea Radovanului, 10 minute de mers cică. Și aici fix în stânga pe undeva pe aici așa e pădurea. Mamă, suntem lângă ea deja, mă luc emoții și cu alea. Mamă, mișto, că dacă e să fugim de ceva. Salut, băieți, și bine v-am regăsit la un nou episod, fraților. Astăzi mergem, după cum ați văzut, în pădurea Radovan și o să fie super, super forță. Știu că am mai fost data trecută acolo cu Magneș, cu Bezi, dar astăzi o să fie super awesome. De ce? Fiindcă o să merg doar eu și cu sora mea, după cum ați văzut și din titlu, poate ați văzut și în titlu, poate am pus și în titlu, numai noi singuri după ora 12 noaptea. O să fie super creepy, fiindcă atunci când am fost noi cu băieții, cu Magnea, cu ceilalți, nu am găsit fântâna unde s-ar zice că s-ar fi aruncat Ileana, adică mireasa din pădurea Radovan. Și astăzi o să mergem și o să căutăm și o să o găsim, fiindcă am găsit-o pe GPS. Se pare că se află pe GPS, într-adevăr, da, dacă vreți să o căutați și voi pe GPS, pe hărți, pe Google, pe Google Maps, pe astea. Deci astăzi să moară vetea, dacă nu, cred că o să mă cac pe mine de frică. Deja am puține emoții de fără niciun mișto acum. Am puține emoții, nu știu de ce. Poate că din cauza că sunt doar eu cu ea și așa. Ea deja am spus să bă, mie mi-e frică, deci să nu mă sperii și alea că eu fac infart. Deci să vedem ce se. Sperăm să ne întoarcem întregi acasă, cum s-ar spune, că altfel n-am venit cu să-i zicem dracu. Și tăneați un videoclip mai forță, deci dacă mai vreți să facem aventuri de genul cu sora mea și să mergem prin locuri bântuite, dacă vă place acest videoclip repede, deci că fac acest efort pentru voi, merg 100 și ceva de kilometri la o oră târzie din noapte cu sora mea într-o pădure, nu neapărat să zicem că e bântuită, dar să poate să fie pe acolo și lup și șacal și nu știu, frate, ce ar putea să fie într-o pădure atât de mare că nu pot să-mi dau seama, dar trebuie să apreciați acest videoclip cu un like repede și cu un comentariu și cei care sunteți noi să vă abonați la acest canal, să dați un share, să mă puneți la story cu acest videoclip, care ar fi super, super forță, v-aș mulțumi enorm de mult, chiar înseamnă foarte mult pentru mine să fac acest videoclip pentru voi. Și nu neapărat acest videoclip, cât și toate videoclipurile pe care le-am făcut și o să le fac pentru voi. Deci, hai să mergem. Am uitat să vă zic că și sora mea o să-și deschidă canal de YouTube. Dacă vreți să-i dați un subscribe, aveți primul link de la canalul ei de YouTube în descriere. O să filmeze și ea ceva în această seară, în acea pădure, sau poate până în acea pădure, sau în acea pădure, la acea fântână. O să filmeze în paralel cu mine și haida. Super forță, băieți, doar ce am stat afară și am constatat că e și ceață. Vlog mai horror ca asta, vă dați seama. Stați să vă arăt cum e geamul la mașină. Adică nu știu dacă se vede, dar i-a burit tot, frate, uite. Băi, sper că apreciați această muncă pe care depun la aceste videoclipuri și asta, așa că dați voi like acolo la acest videoclip. Mergem să o luăm pe sora mea, că nu e acasă, e pe aici, pe afară, și mergem direct în pădure. Haide că ne vedem. Nu știu cât se vede de bine acolo, dar avem și o lună plină, deci mai de capul meu toate într-o seară în acest vlog. E bine, tată, hai că parcă iese vlogul ăsta, hai, iese buru, hai da. A luat problema și a luat cărnatul după ea. Sper că nu mă lași de data asta pe acolo. Nu te lași nici de data asta pe acolo. Și mergem fix la Radovan. Cum să ții mă cărnatul după tine? Să mor eu dacă nu. Un cărnatul mai găsit că face mie foame mai târziu. Da, să-l ai acolo, să strângi cocoașe ca cămilele. Bine, am înțeles, da. Fraților, ca să vă dați seama că e cel mai creepy horror pe care l-ați văzut, dar nu cred că ați văzut vreun vlog filmat pe ceață. Ia uitați-vă aici, frate. Uite câtă ceață e, stați așa să vă arăt. Ia uite. Nu știu dacă se vede prea bine pe filmare, dar e foarte multă ceață. Stați așa. Ia uite. Acum n-aveți cum să nu vă dați seama. Uite că sunt valuri de ceață cum vin așa spre mașină. Deci am pus asta seară vlog horror mare, lună plină acolo în stânga. E și lună plină? Și noi doi singuri, da. Ia uite cum se vede aici, mamă. Câtă e, să-mi bat picioarele. Unde mai întoarcem, nu? Revenim, băieți, da. Băieți, cu cât ne ducem spre Radovan mai mult, cu cât ajungem mai aproape de pădure, cu atât începe ceața să fie mai densă, așa că ia uitați aici, să nu ziceți că fac mișto sau ceva de genul, poate mai devreme nu se vedea bine pe filmare, dar de data asta n-aveți cum să nu vă dați seama că asta e mare ceață aici, deci abia aștept să ajung acolo, sunt entuziasmat și simt și un pic de adrenalin, așa, e clar. Simt-o. În seara asta trebuie să se întâmple ceva, măi, sora mea. Da. Așa-i? Da. Ce zici? Găsești noi ceva acolo, la fântână? Să nu sperăm. Să nu sperăm, mă? Ok.
Perfect, băieți, deci nu-mi dau seama dacă am intrat sau nu în pădure. Nu, dar nici nu mai avem, că eu deja o văd. Uite pe acolo. O vezi? Aha. Gata, uite aici e. Aha, uite că se vede pe acolo pe dreapta. Văzui niște urme de frâne, gen, cred că a intrat unul în șanță aici, mai în spate. Fără mișto, gen, fără niciun mișto, văzui niște urme de frâne care duceau în șanță. Ia uitați, băieți, să vedeți și pădurea aia acolo frumos pe dreapta și pe stânga. Deci noi o să tragem cumva pe aici pe undeva. Să vedeți și luna. O să tragem pe aici pe undeva în prima parcare, ca să punem, să punem GPS-ul să ne ducă fix la, la fântână. Că doar nu o să stăm să căutăm pe aici fântâna 80.000 de ani, că cine știe ce pericole în afară de mireasă mai se face pe pădure, că nu se știe niciodată ce e într-o pădure. Uite, parcare aici sau mi se pare mie? Trebuie și o parcare pe dreapta, nu știu pe unde. A, uite-mă aici. Perfect. Știu, drumul ăsta am mai fost de câte ori pe aici și fântâna nu e prea departe, e mai în față pe aici pe undeva pe dreapta. Ce că nu se dă jos de mașină, hai să vedem. Bă, vorbesc serios, mi-e urât. Vrei să mor pe aici, să fac infart? Haide mă, cauți. Dar mi-e urât. Hai mă, că nu se întâmplă nimic. Că ești cu mine, te apăr eu, hai, caută. Bă, aper tu, da. Hai caută, aper. Scrie pe Google. Ce să scriu? Fântâna din pădurea Radovan. Uite aici, cred că aia suntem noi. Indicații. Dar sper că nu e băgat adânc în pădure, nu? Ia, yeah. 4 minute aici că facem. E mai în față un pic pe dreapta. Nu-ți merge netul? 5,8 km și că sunt. Ok, mamă, ia uitați-vă cum e ceața asta aici, cel mai creepy, să-mi bag picioarele. Numai când mă gândesc că trebuie să ne dăm jos de mașină, cum e, să-mi bag picioarele, uite și tu. E ceață pe pădure, ceață peste tot, cred că n-ați văzut în viața voastră vlog mai horror ca asta, așa că apăsați butonul de like acum. Că murim pentru voi. Da. Hai să am ajuns, fiți atent, dă înapoi pe ăla. Suntem aici, uitați, pădurea Radovanului, 10 minute de mers, cică, așa. Și noi suntem fix parcați pe marginea, pe marginea asta, pe avarii, fix aproape de curbă. Și un pic mai în față și pe și aici, fix în stânga, pe undeva pe aici, așa, e pădurea. Mamă, suntem lângă ea, deja mă luc cu emoții și cu alea. Haideți să mergem să vedem despre ce e vorba. Există lumea asta, cred că asta o să fie cea mai... Te luară toate emoțiile. Cea mai tragică experiența mea. Bă, dar eu o lăsai mașina pe margine. Trebuia să o dai, cred că mai pe margine. Asta zic. Lasă-mă așa că oricum să văd avariile. Să dar sperăm că nu dă nimeni nimic. Chestia e... Cum trecem noi pe aici? Cum trecem noi pe aici? Aia e, da? Aia e întrebarea întrebătoare. Gen, nu găsim și noi un fel de... Ia să vedem. Un fel de drum, ceva, să intrăm pe aici. Mamă, câți boscheți sunt. Ești nebun la cap. Parcă era un drum mai față. Hai să luăm gen încolo în față, că poate găsim un fel de... Știi cum intri pe drum. Bă, sper că o mai găsim aici mașina asta, măcar să o găsim întreagă. Să o găsim cum o lăsăm. Mamă, eu cu Fabi singur în pădure, mamă, e și un ger. Văd că pe aici nu mai e așa ceață, dar cred că mai stai un pic, tu ar trebui să ții ăla, zic. GPS-ul ca să-l vedem, da. De ieri încărcați. Recentrați așa. Păi stai că trecurăm. Păi da, gen, nu e bine în coace, nu știi. Păi fii atentă. Hai să intrăm pe aici. Gen, sărim pe aici. Poți să sar pe aici? Hai. Ușor. Hai că nu-ți pun în față. Trec ăștia cu mașinile, văd și mașina pe avarie și zic, bă, ce dracu fac ăștia aici? Bă, dar pe unde o luăm, bă, că se boschez rău de tot. Vai de capul meu pe unde intru. Mamă, am găsit... A, e putred. Trebuie că am găsit și o armă, că n-am o armă să mor. Uitare să-mi luăm și cheia. Uite, ăștia taie copaci pe aici. Dar știi că noi o luăm aiurea acum, nu? Da, nu știu. Ia. Așa încolo. Trebuie să mergem încolo, așa, pe aici, în boșcheț. Nu mă luăm bine, de-aia să nu mergem pe mine. Pe un drum, pe ceva. Păi n-avem, mă, pe unde drum. Ce crezi că e drum până acolo, că nu e?
Mamă, mișto, că dacă, avea, dacă e să fugim, dăm ceva. Ia uite, bă, băț. Stai să țin. Uite, bă, ăsta, dar e cam putred. E putred, dar e bun, lasă-l aici. A luat băț. Stai că nici nu s-a încărcat, dar și prin omul ăla. Ai grijă, da, pe aici? Că-ți boșchez de ăștia și e urât. Ia, dacă unde, unde e? Mai e un pic în față. Ce un pic? Mai e mult, așa că poate pic de fără. Bă, ne-am dat dracu și noi merge 15.000 de minute pe aici. Știi ce? Hai, fii atentă, nu, ieși pe aici, că ieșim în drum. Așa facem, ieșim în, ieșim în drum și mergem, intrăm fix pe acolo, pe-mi boschez, că ori două luăm pe aici, pe-mi boschez, trei. Bă, hai mă pe aici. Ori două luăm pe drum. Ieși pe aici, așa. Mai bine luăm pe drum și intrăm pe acolo, prin boschetea direct. Da. Uite că mașina e acolo. Ia uite aia boșcheta aici, n-avem până de să ieșim astăzi. Trebuie să ieșim tot pe acolo. Băi, lasă-mă pace. Tot pe aici, pe unde intrare, îmi ieșim înapoi. Hai, cu făcură treabă. Volanții pe aici, dacă e, hai că nu ne rupem nici picioarele, dacă e. Băi, eu am bătă asta aici, nu știu cât de... Da? Hai că mergem așa pe șantul ăsta. Salut frate cu tirul, dar după faza lungă că ne-ai văzut. Salut, salut, salut! Căutăm fantoma, da! Vezi că se sperie în aici ăștia, dar nu-i fac accidente. A? Adică... De-aia o fi după faza lungă, să vadă ce-i pe acelea, că zice că mamă, Radovani, uite mașina aia. Doar că am dat-i tot aici, să sperăm că o știu, o găsim, bă. Sper că nu dă vreun tir în ea. Așa. Deci aici ar trebui să fie, nu? Dar cum... Problema e că n-avem cum să intrăm în boschet ăștia, băi, ești nebun la cap. Mai e un pic mai în față. Un pic mai în față. Vezi că e mărăcine ăsta. Mai în față. Zici? Dar n-avem unde să intrăm, ești nebun. Deci aici. Ar trebui să fie, cam pe aici, pe undeva. Ok. Avem pe unde să intrăm, e clar. Deci nu știu dacă putem... E imposibil de intra pe aici, mâncați-aș gurata. Că se... e plin de mărăcini. Dar fix aici e gen. Păi da, știu, da. E plin de mărăcini, înțeleg care-i chestia. Ia uite-te și nu pot să intru, băi, ești nebun la cap. Haide, mă, trebuie să găsim o intrare pe aici. Să fie asta oare? Nu e. Sunt o mărăcit. N-avem cum, să vezi că n-avem cum. Băi, ești nebun la cap. Am putea să intrăm pe aici? Nu, no, nicio șansă. Băi, n-avem pe unde să intrăm și pe partea aia. Pe partea aia, pe partea e prea mult de mers. Băi, și vreau să intru, băgam și picioarele. Că n-am fost. Și nu neapărat că e prea mult de mers. Mamă, dar știu cum facem, fiți atenți. Că merg cu bălăriile alea. Fii atentă, Fabi, că știu cum facem. Ascultă-mă, stai. Ne e imposibil acum să intrăm. Data viitoare, fiți atenți, vrem să venim data viitoare și să facem super forță. Ne luăm macete, ne luăm tot ce trebuie și intrăm aici în pădure, defrișăm pădurea asta, nu mă interesează, deci o defrișez. Și aia e. Deci dacă vreți să intrăm în pădurea asta să vedeți ce e acolo, la acea fântână, să vedeți dacă legenda e adevărată, mama, m-am speriat să mor. Mă speriați cum la lanternă. Dacă vreți să vedeți dacă e adevărată, dați un butonul de like și scrieți în comentarii, frate, ca să știți dacă mai venim, să venim acum. Acum o să mergem acasă, că nu avem unde să intrăm. Și știu că am încercat noi să intrăm pe aici când a fost data trecută, dar nu am putut. Că de asta încerc mai mult pe aici, că nici nu avem cum. Mergem încolo și mergem degeaba, că știu, eu știu pădurea asta, că am fost de atâtea ori pe aici și nu mai mă răcine aici, n-ai cum să intri. E imposibil, da. Deci, e pe undeva pe aici, în zona asta, așa, fântâna aia, unde să zice că s-a fi aruncat. Da, uite, uite, ia arată. Uite unde e. Vezi, suntem lângă ea. Ia uite, noi suntem aici. Noi suntem punctul albastru. Și punctul albastru. Unde e roșu e ea. Da, deci și trebuie să mergem un pic în fântână. E aproape aici, la câteva sute de metri, da. Dar nu poți să intri. Problema e că nu poți să intri. Deci data viitoare, fraților, trebuie să venim cu macete și de frișem toată pădurea asta, nu mă interesează. Spui să cu topoare nu mă interesează și venim să vedem care e treaba cu asta. Deci așteptați să dați un like acolo. Nu e mare fântână, uite ce fântână e. Da, e o mică fântână, ce, ca o fântână. Deci nu e mare fântână.
Hai, dacă ne văd ăștia pe aici, știu că suntem fantome, să sperie dracu de noi. Ce faci, mă? Băgami și George, păi tu crezi că e așa ușor să stai acolo? Arcăm bățul ăsta. Cum avem nevoie de el. Hai, medică, se sperie ăștia de noi, zic că ce știe ce. Da. Băi, chiar, băi, deși chiar vreau să vin aici să văd ce e la fântâna aia, că n-am fost niciodată. Regret că nici data trecută n-am văzut-o. N-am fost aici alea și nici acum nu putem să trecem. Da, și venim fix să venim aici. Dar n-ai cum, e imposibil. Sunt prea mulți mărăcini și ca să mergi în pădure, e și ud, ne facem fleașcă, deci deja a stat așa, după ce că e murdară mașina, ia uite, ia uite ce am pe picioare. Nu, dar fii atent ce am făcut pe lanternă, uite ce stropere. Ia uite ce e dapă pe lanternă. Și eu când pusei mâna jos, știi, să mă prinde ăla. Da. Și m-am făcut fleașcă, deja și sunt plină de nămuri. Deci, fraților, așteptați să vedeți videoclipul care o să vină, să mergem aici să intrăm. Până una alta pornim și noi mașina, lăsăm mașina după avarii. Și vă mulțumesc frumos din suflet că ați fost cu noi și pare rău că n-am putut să intrăm acolo la fântâna, chiar am fi vrut să intrăm. Eu am fost Rusti, ea a fost sorul mea. Și o să găsiți un videoclip pe canalul ei, că o să filmăm altceva. Ne pare rău că, uite, voiam să filmăm și eu un videoclip la fântână acolo și nu putem. Hai să închidem mașina așa să nu intre nimeni peste noi, cât mai filmăm aici. Vă dați seama că e în dezavantajul nostru, că până la urmă aș vrea să filmez fantoma, că trebuia să vedeți și voi fantoma, fântâna, și trebuia să filmăm și la fântâna ei acolo. Și fântâna, pentru canalul ei, dar asta nu e. Mulțumesc frumos că ați susținut, fraților, cei care să nu e abonați, vă dați subscribe la acest, abonați-vă și înțelegeți voi, dați și clopoțel. Nu uitați să dați un like și un comentariu, să mă puneți la story, să dați un share la acest videoclip. Eu am fost Rusti, ea a fost Fabi și ne revedem data viitoare. Pa, pa.